Carmen de la Sălcioa a mărturisit cu câteva săptămâni în urmă că iubește din nou, însă nu a dezvăluit și pe cine. Astăzi, o informație bombă a șocat întreaga lume mondenă. Artista este acuzată că a spart casa unei femei. Bianca Emanuela, soția bărbatului care vedeta ar avea o relație, susține că cel alături de care se vedea pentru tot restul vieții se iubește cu cântăreața. Fără a ezita, femeia înșelată a declarat că mai mulți apropiați au spus că soțul ei ar avea o relație cu Carmen de la Sălcioa după ce cei doi s-au cunoscut la un eveniment unde artista cânta. Nu a vrut să creadă aceste vorbe, însă relația dintre ea și omul de afaceri nu mai mergea deloc bine, astfel că acesta i-a cerut divorțul. Bianca Emanuela susține că nu a fost de acord și a sperat că totul se poate remedia, asta până când a văzut portofelul soțului ei în pozele postate pe Instagram de către Carmen de la Sălcioa. Mai mult decât atât, femeia înșelată susține că soțul ei ar fi fost în vacanță cu artista. El a plecat în vacanță cu această femeie. I-am recunoscut portofelul în acele fotografii pe Instagram, dar am aflat de câteva zile că are o relație cu ea. Mi-a spus să-i dau divorțul că vrea să stea cu ea. S-au cunoscut la un eveniment unde el a mers singur, iar ea a cântat. Am încercat să-mi salvez căsnicia, dar se pare că el avea idei clare de atunci. Au mai fost discuții între noi, dar niciodată nu s-a ajuns să ceară divorțul. Acum că e cu ea, vrea să fie liber, a declarat pentru o publicație de presă Emanuela Bianca. În urmă cu două săptămâni, Carmen de la Sălcioa se arăta mai fericită ca niciodată, totul datorită noului iubit care îi înseninează toate zilele. Vedeta nu s-a sfiit și a făcut primele declarații despre cel care îi aduce zâmbetul pe buze. Întrebată ce a impresionat-o la el, Carmen de la Sălcioa nu a vrut să dea momentan mai multe declarații, însă a dat de înțeles că relația lor este una cât se poate de serioasă și că sunt împreună deja de o lună. Acum bem cafea împreună, nu pot să spun chiar ce m-a impresionat de față cu el. Suntem împreună de o lună deja, lucrurile merg bine, iar eu sunt fericită. Este o relație serioasă, a spus Carmen de la Sălcioa. Mai mult decât atât, artista a declarat că dacă relația nu ar fi una serioasă, nu s-ar fi expus așa cum a făcut-o.